Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Există speranță, noua generație pare să încline din ce în ce mai mult pentru telefoane proaste. Telefoane proaste în sensul de telefoane dumb phones, cum se spune. Telefoane, nu smartphone, astea care sunt telefoanele inteligente. Alea te referi la GSM-urile alea de pe vremuri? Cam așa, da. Care au conexiune, serios, la internet, da, și interacțiune limitată pe internet, pe rețele, aparate vechi, cu clapetă și așa mai departe. Bun, ele se produc și acum și apar modele noi. În Statele Unite, vânzările de telefoane care pot fi folosite în principiu doar pentru telefonie și mesaje text au crescut anul trecut, în 2022, pentru HMD Global, care e producătorul Nokia, cu zeci de mii de unități vândute în fiecare lună. Deci, băi, revine Nokia. M-am scos, mai am încă Nokia acasă, am dat lovitura, o să fie din nou la modă Nokia, cred că e în continuare încărcat de acum 10 ani. Da, și asta vreau să zic, că bateria e ca nouă. Da. Dar știi ce am pățit? Yeah. Că și eu am acasă Nokia. Cine n-are un Nokia acasă? Și mai aveam acasă un smartphone Samsung. Da. Băi, și l-am găsit, s-a umflat bateria și știi cum arată? S-a făcut ca o... ca o carte care s-a udat. Vezi că alea mai și explodează, iau foc, deci... Nu, dar era într-un dulap la loc ferit și de soare și răcoros și uscat, ca la murături, înțelegi? Da, ca ciocolata adusă de Vlad săptămâna trecută. Ceva de genul. Da, și am umblat acolo și l-am găsit, pe ăla era expandat total. Zic, mă, ce naiba asta? Și când colo și bateria a umflat... S-a mărit bateria. L-am pus la ghenă, ce să fac. Dar nu l-am aruncat. L-am pus, am reciclatori în cartier. Reciclam. Cum adică? Adică am niște... un domn și o doamnă care reciclează și gen pun ce poate fi reciclat separime. Așa. Pe pervazul ghenei. Și ei trec și... vin și da, sacoșează și telefoane reciclează. Nu? Asta. Bună ziua, mi s-a umflat un telefon? Da, da, da. Hai că eu reciclez, eu îl pun lângă. Deci, producătorul Nokia declară, astăzi este zic totul specială, care e mereu nostru până la vacanță, 9 zile. Ne-am dublat cota de piața telefoanelor cu clapetă în ultimul an, ceea ce este destul de important. Vedem că acum se redresează și în Europa, a declarat acest producător. Deci foarte tare, se vând din nou telefoane cu clapetă, telefoanele vechi, telefoanele proaste, cum spuneam, practic... Mă, ți-au dat lacrimile de râs? Copiii ăștia, da, o fel de fel de... Sunt foarte atrași de tot ce înseamnă retro. Serios, adică am văzut la copiii mei și la ce urmăresc ei pe YouTube. Al naibii să fie o să muzică pun din anii 80-90, filme de atunci. Deci gata, ni se tinerește publicul. Da. Da, da, da. Ștefan, ascultă Sabrina, adică ce... Să știi, ei, cine ascultă Sabrina la vârsta da, aia? La vârsta adolescenței îți place Sabrina foarte mult. Și la FIFA, da, de exemplu, îi se joacă FIFA. Da. Și versiunile la veche, de neoprit. Șmecheria e să spice fotbaliști, că e un mod de joc. Fiată. FIFA în care colecționezi fotbaliști pe care ai în echipa ta. Ești prea și doar serios. Le place să-i prindă pe aia vechi, pe Gullit, pe Van Basten, știi? Pe cineva care este cu lacrimi pe obraz de râs, ești prea serios cu FIFA. Eu zic că o să revină Snake de pe Nokia 100%. Și mă gândesc să montez o cabină telefonică, de aia o cartelă în fața casei, da, pentru tineretul din cartier și să vând cartele telefonice. Da. Înțelegi? Fac și o afacere. Dacă vrei să vorbești, alo, mama, practic poți să vii la mine în fața casei, intri în cabină, bagi carteluța sau chiar fisă, tată. O fisă. Dacă... Aia. Fisă. Mai există monede? Nu. Șmecherie să bagi cu alea cu monede de 3 lei, că alea, da, sigur nu mai există. Vând jetoane. Bun asta. Dacă revin și casetele, o să fie perfect. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.